se strică vremea pe litoral. Meteorologii au emis un cod portocaliu de vânt puternic și un cod galben de ploi însemnate cantitativ. De când sunt valabile avertizările și până când, vă spunem imediat. O nouă zi de proteste la Casa de Pensii, dar și la Inspectoratul Teritorial de Muncă din Constanța. Sindicaliștii se plâng de salarii, de blocarea posturilor și de volumul mare de muncă. Mai multe imagini și detalii în jurnal. Mii de români și-au rezervat deja vacanțele pe litoralul românesc pentru vara anului viitor. Majoritatea au profitat de ofertele de Black Friday și au cumpărat sejururi și cu 70% mai ieftine. Care sunt stațiunile preferate pentru concediu, aflați în câteva momente. Avertizare de furtună pe litoral. Meteorologii au emis un cod portocaliu de vânt valabil pentru Dobrogea și zona bazinului estic al Mării Negre. Avertizarea este valabilă de mâine până duminică 19 noiembrie. Specialiștii spun că se așteaptă ca în Dobrogea să se înregistreze intensificări ale vântului de până la 90 de km pe oră, iar în bazinul vestic al Mării Negre sunt așteptate rafale de peste 100 de km pe oră. Nici ploile nu ne ocolesc. Meteorologii anunță cantități mari de precipitații de peste 30 de litri pe metrul pătrat. Autoritățile locale și echipajele de intervenție spun că sunt pregătite să facă față acestor provocări, însă le recomandă tuturor cetățenilor să fie extrem de precauți și să evite deplasările inutile. Administrația Națională de Meteorologie a emis în această dimineață coduri de avertizare ce sunt valabile și în Dobrogea. Astfel, de mâine dimineață, 18 noiembrie, de la ora 8 până pe 19 noiembrie la ora 10, vor fi în vigoare mai întâi un cod galben pentru cantități însemnate de precipitații și intensificări ale vântului. Cantitățile de precipitații pot să ajungă local la 25-35 de litri și izolat chiar 50 de litri pe metru pătrat, iar vântul să aibă intensificări cu viteze de 55-65 de km la oră trecător și mai mult. Când spun acest lucru, mă refer la intervalul care va începe mâine, sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora 18 până chiar duminică după amiază, aș putea să spun eu, timp în care vom avea intensificări susținute ale vântului, cu rafale în general de 85-90 de km pe oră, iar în bazinul vestic al Mării Negre să avem rafale și de peste 100 de km pe oră. Protest spontan la ITM și la Casa Județeană de Pensii Constanța. Zeci de angajați au ieșit în fața instituției cerând eliminarea inechităților salariale generate de clasa politică. Sindicaliștii avertizează că se poate ajunge la grevă generală. Angajații ITM și ai Casei Județene de Pensii Constanța au intrat pentru o oră, de la 10 la 11, într-un protest spontan, fără întreruperea activității cu publicul. În stradă am ieșit în urma nemulțumirilor provocate de volumul foarte mare de muncă. În ultima perioadă, cum se știe, se preconizează schimbarea legislației în vigoare, procesul de evaluare, de recalculare a pensiilor. Noi suntem un număr de angajați care nu putem face față unui număr atât de mare de dosare. Există o normă zilnică, uneori poate nu reușim să le finalizăm, deoarece nu suntem oameni suficienți. Nu doar munca peste măsură, ci și banii prea puțini îi nemulțumesc pe protestatari. Angajații constanțeni au subliniat că nu cer majorări salariale, ci eliminarea inechităților generate tot de clasa politică. Se dorește egalizarea salariilor cu cei de la centru, cu cei de la alte ministere, cu cei de la chiar din ministerul nostru, cu cei de la Casa Națională de Pensii Publice, structura centrală. Munca s-a mărit, volumul de muncă a crescut, salariile au rămas cam de 4 ani aceleași. La alte instituții au fost creșteri salariale, aici nu. Protestatarii ITM și ai Casei de Pensii așteaptă reacția guvernanților. Tentați de reducerile de Black Friday, mii de români și-au rezervat deja vacanțe de aproape 3 milioane de euro pe litoralul românesc pentru anul viitor. Zeci de mii de nopți de cazare s-au vândut până acum cu prețuri care au pornit de la 56 de lei pe noapte la un hotel de 2 stele. Cei mai mulți turiști vor să vină la mare în full sezon și preferă serviciile all-inclusive, spune cel mai mare tur operator pe acest segment de vacanțe. Într-un singur weekend, acesta a vândut cu 40% mai multe vacanțe ca anul trecut, iar încasările s-au ridicat
ajustat la 2,8 milioane de euro. La fiecare 6 secunde a fost înregistrată o rezervare. S-au vândut peste 20.000 de nopți în acest weekend de Black Friday, ceea ce credem noi că este un număr foarte mare pentru o astfel de campanie. Este de fapt un record pentru noi. Cel mai ieftin pachet cumpărat de Black Friday a costat 280 de lei și include 5 nopți de cazare la un hotel de 2 stele din stațiunea Saturn. Cea mai scumpă vacanță plătită de Black Friday a costat 4.536 de euro și include un sejur all-inclusiv de 8 nopți într-un apartament la un hotel de 4 stele din Mamaia Nord. Prețul pentru un sejur de 5 nopți cu all inclusiv a pornit la 2250 de lei pentru un sejur pentru 2 adulți. Au fost și turiști care și-au rezervat vacanța pentru vara viitoare direct de la hotelieri. Am pregătit oferte de cazare cu mic dejun cu discount de până la 17% la sejurile de minim 3 sau 5 nopți sau de minim 22% pentru rezervările de cazare cu mic dejun și demipensiune. S-au vândut destul de bine, în special cele pentru sezon. Black Friday Start Season se numește oferta. Turiștii încă continuă să sune. Turiștii vor veni la mare nu doar la vară, ci și luna viitoare de Crăciun și Revelion. Hotelierii îi așteaptă cu petreceri tematice și delicatese din pește și fructe de mare. Avem clienții noștri fideli care revin și s-au bucurat de ofertele noastre. Anul acesta îi întâmpinăm cu o tematică de Color Burst, unde invităm să se îmbrace în culori vibrante și să vină alături de noi pentru un pachet de 3 nopți, începând de la 3.200 de lei camera la oferta de înscrieri timpurii. Parte din pachet avem și două cine cu seri tematice de Tex-Mex, cu mâncare mexicană și texană, un amestec. Și a doua seară cea arbească. Numărul mare de rezervări din acest sfârșit de an le dă speranțe hotelierilor că sezonul estival următor va fi mai bun ca cel de anul acesta. Un profesor din județul Constanța, acuzat de agresiune sexuală în formă agravantă asupra mai multor elevi, a fost condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Decizia instanței nu este însă definitivă, iar profesorul, aflat acum în libertate, așteaptă soluția finală. Curtea de apel Constanța se va pronunța la sfârșitul lunii noiembrie. Judecătoria Medgidia este instanța care l-a condamnat la aproape 13 ani de închisoare pe profesorul liceului din comuna Dobromir. Judecătorii au stabilit că el trebuie să plătească și daune morale în valoare de 100.000 de euro. Cazul șocant a intrat la iveală în primăvara anului trecut, când în urma unor reclamații, polițiștii și procurorii care au început investigațiile au descoperit că în ultimii 4-5 ani profesorul și-a agresat sexual elevii. Cel puțin 6 elevi cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani ar fi fost agresați sexual de nenumărate ori. Copiii erau atinși în zonele intime, unii au și primit poze cu caracter pornografic explicit, în care este surprins profesorul. Procurorii și polițiștii au fost sprijiniți de Asociația pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale. Profesorul a fost arestat preventiv, iar între timp a fost eliberat. El este judecat pentru agresiune sexuală. A fost achitat pentru corupere sexuală a minorilor, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. Au fost montate RMN-ul și CT-ul la Spitalul Modular din Constanța, anunța Primăria Constanța. Serviciile de imagistică sunt o premieră pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, care nu a avut în dotare computer tomograf și RMN. Atât sistemul de rezonanță magnetică, dar și computerul tomograf sunt dispozitive de înaltă performanță, care au necesitat respectarea mai multor condiții pentru o instalare adecvată, cum ar fi echipamente speciale de climatizare și lucrări generale de amenajare. Ambele dispozitive medicale reprezintă tehnologii inovatoare pentru investigarea imagistică preventivă și de diagnostic de ultimă generație, reamintind că la mijlocul lunii iulie au început lucrările la Spitalul Modular, care acum continuă la interior cu finalizarea instalației electrice și a celei sanitare, a sistemului de încălzire, ventilație și aer condiționat. Corpul modular va avea 52 de paturi, dintre care 10 vor fi de anestezie terapie intensivă. Structura modulară a fost gândită ca un nucleu al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și va asigura completarea serviciilor medicale pentru această unitate. Valoarea noului spital modular este de 10 milioane de euro.
Primăria Constanța, prin SC Confort Urban, va reloca în cursul săptămânii viitoare două treceri de pieton situate pe strada Traian și pe strada Eliberării. Astfel, trecerea de pieton de pe strada Traian din dreptul blocului C1 se desfințează și se mută în proximitatea parcării de pe malul portului. Cea de pe strada Eliberării, situată pe tronsonul delimitat de strada Nicolae Emilescu și strada Dezrobirii, se mută împreună cu stația de autobuz în apropierea străzii Nicolae Emilescu către fostul registru autoromân. Măsura relocării acestor treceri de pieton a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite de la cetățeni, fiind avizată de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Serviciul Rutier, și are ca scop creșterea gradului de siguranță a participanților la trafic în aceste zone ale orașului. Atenție, se oprește apa pentru executarea lucrărilor de conectare la sistemul centralizat a noilor rețele de alimentare cu apă din stațiunea Mamaia. Raja va întrerupe furnizarea apei potabile de marți 21 noiembrie ora 22 până miercuri 22 noiembrie ora 22. În acest timp vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din satul de vacanță Complex Dobrogea, stațiunea Mamaia, Mamaia Sat, Mamaia Nord, Tabăra de Copii Năvodari, Depozit 10, UME, Bateria de Coastă, Ecluza Năvodari, Zona Industrială și SP Media, Stația de Interconectare Năvodari. Investiția face parte din contractele de lucrări cu finanțare europeană derulate prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Rugăm utilizatorii afectați de această lucrare să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă, transmite Raja. Compania subliniază că investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă sunt efectuate în beneficiul consumatorilor. Prin implementarea acestora se realizează îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei potabile, asigurarea debitului de alimentare și a calității apei, reducerea pierderilor în rețeaua de distribuție, siguranța și continuitatea furnizării serviciilor. Pentru a îmbunătăți siguranța pe drumurile județene, echipele Societății de Drumuri Constanța au inițiat o serie de lucrări de modernizare pe traseul dintre Medgidia și Peștera. Pe această rută intens tranzitată de către șoferi, echipele societății montează acum lise. Autoritățile au ales să implementeze aceste măsuri pe tronsoanele considerate mai expuse riscului de producere a accidentelor. Echipe specializate lucrează intens pentru a asigura instalarea corectă și eficientă a liselor, astfel încât acestea să își îndeplinească scopul în condiții variate de vreme și trafic. Montarea liselor pe drumul dintre Medgidia și Peștera reprezintă un pas semnificativ în direcția îmbunătățirii siguranței rutiere. Acest proiect subliniază importanța investițiilor în infrastructură pentru a asigura călătoriile în condiții de siguranță și confort, reflectând preocuparea autorităților pentru buna funcționare a rețelei de drumuri județene. Centrul Jean Constantin vă invită la film, dar și la vinil Retro Party. În această seară, de la ora 19, pe marele ecran al centrului va rula filmul Playback, care îl urmărește pe Sorin Lupașcu, un cunoscut DJ din perioada României comuniste, în încercarea lui de a rămâne vizibil în prezent. Am venit în această seară împreună cu prietenul meu pentru a ne distra după o zi de muncă. Filmul alunecă înainte și înapoi în timp, prin materiale de arhivă și o coloană sonoră încărcată de muzică, dezvăluind subtil transformările unei societăți est-europene pe parcursul ultimilor 50 de ani. Pe lângă înregistrări de arhivă care n-au mai fost prezentate până acum, filmul conține și o coloană sonoră formată din hiturile românești și internaționale ale anilor 80. Biletele pentru film s-au pus în vânzare deja și pot fi achiziționate de pe site-ul centrului Jean Constantin. Două specii de scoici pe cale de dispariție au fost relocate la Eforie Sud, cât timp se lărgesc plajele, trăiesc doar în acel loc și au fost relocate ca să nu fie îngropate sub tonele de nisip aduse din largul mării pentru reconstrucția plajei. Extrem de importante pentru calitatea apei, cele două specii de scoici trăiesc la adâncimi mici și acționează ca un filtru viu în apa mării. Cândva pe toate plajele de pe litoralul românesc, scoicile Donacilla, Cornea și Donax trunculus au ajuns acum pe lista speciilor protejate. Ele sunt două specii de scoici care erau foarte des întâlnite în anii 50-60. Mai târziu, prin anii 70-80, din cauza poluării a construcțiilor hidrotehnice, populațiile lor au suferit niște declinuri drastice. 4 milioane de metri cubi de nisip au fost scoși din largul mării. Tot nisipul va fi depus în apele puțin adânci de lângă coastă pentru lărgirea plajei. Aceste scoici
protejate au fost deja relocate în celula de plajă din spatele meu. Unele din ele stau în zona în care apa ajunge la țărm, deci chiar pe linia țărmului, până la adâncime de aproximativ 1,5 metri, iar celălalt la adâncim de până la 3-4 metri. Salvarea speciilor aflate în pericol a fost impusă de Comisia Europeană, așa că întreg procesul a fost supravegheat de experții de mediu. Prezentarea la ghișeele Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța se face exclusiv în baza unei programări pe website-ul instituției, accesând secțiunea Servicii Online Programarea la ghișe sau prin intermediul aplicației eTax Mobile Speed. Serviciul oferă posibilitatea selectării agenției, zilei și orei dorite și atașarea documentelor necesare operațiunilor fiscale, reducând astfel timpul petrecut în sediile instituției. Operațiunile fiscale ce pot fi soluționate la ghișeele instituției doar în baza programărilor efectuate sunt impunerea sau scoaterea bunurilor mobile și imobile în și din evidențele fiscale, emiterea certificatelor de atestare fiscală, consiliere fiscală, recalcularea impozitelor și taxelor, iar pentru operațiunile susmenționate, contribuabilii se pot adresa următoarelor agenții fiscale în baza programării la ghișeele instituției pe site-ul www.spit-ct.ro. Agenția fiscală numărul 1 Bulevardul Tomis numărul 391 Centru Comercial Tom Carrefour, Agenția fiscală numărul 2 Strada Nicolae Grindeanu numărul 66, Agenția Fiscală numărul 3 Strada Ștefan cel Mare, numerele 3640 Centrul Comercial Tomis Mall, Agenția Fiscală numărul 4 Strada Sovejea numărul 104 Bloc numărul 44 Parter, Agenția Fiscală numărul 6 Bulevardul Tomis numărul 112. Operațiunile de încasare a obligațiilor fiscale datorate bugetului local sunt asigurate în toate agențiile fiscale fără programare la caseriile special amenajate în baza bonurilor de ordine eliberate de sistemul electronic de dirijare și ordonare. Cartea de identitate provizorie este actul de identitate care se eliberează cetățeanului român în cazul în care acesta nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate. Documentele necesare eliberării cărții de identitate provizorii sunt cererea pentru eliberarea actului de identitate, actul de identitate deținut, documentele cu care se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei nașterii, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu, două fotografii de dată recentă și documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate. Important, în cazul în care solicitantul cererii de eliberare a actului de identitate nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de domiciliu, este necesară și prezența proprietarului cu actul de identitate. Cartea de identitate provizorie are o valabilitate de un an. Termenul de soluționare a cererilor privind eliberarea cărților de identitate provizorii, care necesită verificări în teren, este de maximum 45 de zile. Detalii pe larg despre documentele necesare eliberării cărții de identitate aflați de pe site-ul nostru dototv.ro. Meteorologii anunță vreme instabilă pentru zona Dobrogei cu ploi în peisaj. La Constanța, vremea va fi în general închisă, cu temperaturi maxime pe timpul zilei ce nu vor depăși 13 grade Celsius, iar vântul va sufla până la moderat. La noapte, temperaturile minime vor avea valori cuprinse între 10 și 11 grade și va ploa pe arii relativ extinse. Vreme la fel de instabilă și la Cernavodă, cu nori pe cer și precipitații pe timpul nopții. Temperaturile maxime nu vor trece de 15 grade, vântul va sufla până la moderat, în timp ce temperaturile minime de la noapte vor avea valori de 9-10 grade Celsius. Vreme închisă și la Mangalia, cu cerul mai mult acoperit și vânt care la rafale va depăși 37 de km la oră. Temperaturile maxime nu vor trece de 13-14 grade Celsius, în timp ce la noapte acestea vor oscila între 10 și 12 grade și va ploa. Reprezentanții campioanei României Farul Constanța au participat la o nouă vizită din programul Învățăm să fim campion, școala primul pas spre performanță, pe care clubul de pe litoral îl derulează în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Fariștii s-au întâlnit cu elevii de la școala gimnazială numărul 33 Angel Salini din Constanța. De la echipa mare a Farului au participat jucătorii Kevin Boli și Tudor Băluță. Academia Hagi a fost reprezentată de Alin Cocoș, internațional de juniori, iar din partea echipei feminine a venit Laura Rus,
Rus, una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria naționalei României. Oaspeții au oferit în dar un tricou înrămat cu autografele jucătorilor și a lui Gheorghe Hagi. Copiilor le-a fost adresată invitația de a veni la meciurile Farului, dar și la Academia Hagi, iar la final elevii au primit autografe și s-au fotografiat cu reprezentanții Farului. Emoții de nedescris, pentru că așa eram și eu odată, însă n-am avut această șansă de a cunoaște jucătorii unor echipe, iar fiind aici cu ei și alături de Băluță și de băieții de la Farul, este ceva foarte frumos și incredibil. Da, sper că sunt bucuroși cu toții și eu unul sunt, văzându-i pe toți aici, mă bucură și... Da, cine știe, poate printre ei o să fie viitor jucător ai Farului.